Rona Hartner, cunoscută actriță și cântăreață, a încetat din viață pe data de 23 noiembrie 2023, la vârsta de doar 50 de ani. Acest eveniment tragic aduce în discuție și aspectul patrimoniului pe care l-a lăsat în urmă. Este de notorietate că Rona Hartner a avut de suferit pierderi financiare semnificative după divorțul de Herve Camille. Rona și Herve au împărtășit o poveste de dragoste care a durat 3 ani, înainte de a decide să se căsătorească. Cu toate acestea, căsnicia lor nu a avut o lungă durată. Divorțul lor, deși nu a fost mediatizat ca un scandal, a implicat un proces de împărțire a bunurilor acumulate în timpul mariajului. În cadrul acestui proces, care a durat săptămâni întregi, Rona Hartner a menționat în 2021 că a avut loc un partaj echitabil. Herve Camille a primit tot ce și-a dorit din bunurile comune. Rona, pe de altă parte, și-a exprimat dorința de a păstra casa de vacanță de pe Coasta de Azur. În cuvintele ei, am făcut un partaj corect. El a plecat cu tot ce vrut de la mine. I-am zis să ia tot ce vrea. Mi-a făcut o listă și i-am dat tot ce vrut. Nu a ieșit, aceste detalii oferă o perspectivă asupra modului în care artista a gestionat aspectele financiare ale divorțului. Rona Hartner, talentată artistă, a trecut prin momente dificile, dar a reușit să păstreze echilibrul în timpul divorțului de Herve Camille. Acesta, un cunoscut om de afaceri francez și DJ sub numele de DJ HMG, este activ în industria muzicală și în domeniul protecției animalelor, conducând firma Monsieur Herve Camille, care ajută animalele străzi. În ciuda procesului complicat de divorț, Rona Hartner a exprimat sentimente pozitive despre desfășurarea acestuia. Nu a fost deloc ceva oribil. Din fericire, a fost foarte corect. Și cu conturile ne-am aranjat. De aia ne-au trebuit 2 luni până să anunțăm divorțul, ca să aranjăm totul, a menționat ea într-un interviu de acum 2 ani. Această atitudine reflectă maturitatea și înțelepciunea cu care a gestionat situația. Mai mult, Rona Hartner a vorbit despre relația cu Herve, spunând că iubirea asta imposibilă dintre noi poate în timp se va transforma în altceva. Herve nu m-a trădat, nu am avut o viață sinistră cu el. Aceste cuvinte subliniază o înțelegere profundă și un respect reciproc între cei doi, chiar și după despărțire. Legat de patrimoniul Ronei Hartner, în 2019, ea și-a cumpărat o casă de vacanță pe Coasta de Azur, Franța, situată la doar 5 minute de plajă, un simbol al prosperității sale financiare. Ea a menționat în acel an că preferă să investească în imobiliare și chestii tehnice, demonstrând astfel o abordare inteligentă și calculată în gestionarea finanțelor sale. Această casă de vacanță în Franța reprezintă nu doar un loc de relaxare, dar și o mărturie a succesului său. Rona Hartner, cunoscută artistă, avea o pasiune deosebită pentru tehnologie și locuințe de lux. Ea și-a exprimat această pasiune prin achiziția unei case noi pe Coasta de Azur, situată aproape de mare, la numai 5 minute de plajă. Mi-am cumpărat o casă nouă pe Coasta de Azur, pe malul mării. Stau la 5 minute de plajă. Dau bani pe case și pe chestii tehnice. Sunt foarte ahtiată după tehnică, declara ea într-un interviu. Interesul ei pentru tehnologie se extindea și în domeniul muzicii, unde a investit într-un sistem de sunet de înaltă calitate pentru a susține concerte. Acum ne-am luat cel mai bun sistem de sunet pentru noi doi să facem concerte, că ne invită lumea pe Coasta de Azur și noi venim cu propriul nostru sistem de sunet. Avem un home studio extraordinar, foarte echipat. Îmi plac foarte mult chestiile tehnice, tabletele, telefoane, spunea Hartner. În trecut, Rona Hartner a avut și o colecție impresionantă de bijuterii, inclusiv rubine, safire și diamante albastre. Totuși, un incident neplăcut i-a schimbat perspectiva asupra bijuteriilor. În timp ce se afla la festivalul de film din Locarno pentru a-și primi primul premiu din carieră, casa i-a fost spartă și bijuteriile furate. Și din momentul ăla n-am mai prețuit deloc asta. Amul mărturisea ea. Acest eveniment nefericit a determinat-o să nu mai investească în bijuterii, preferând să-și păstreze doar obiectele cu valoare sentimentală precum crucea,
inelul de logodnă și verighetă. Rona Hartner, cunoscuta și apreciată artistă, a vorbit deschis despre schimbarea atitudinii sale față de bijuterii după un incident nefericit. Ea a decis să nu mai acorde importanță bijuteriilor scumpe, concentrându-se mai degrabă pe lucruri cu adevărat importante pentru ea. Într-un interviu acordat revistei OK. În 2019, Hartner a explicat această schimbare de perspectivă. Am o cruciuliță la gât, două inele de logodnă și verigheta care e cea mai mică. Nu mai dau importanță. Această declarație subliniază o evoluție personală și spirituală importantă în viața artistei. După ce a fost victima unui furt, unde i-au fost luate bijuterii valoroase, precum rubine, safire și diamante albastre, Hartner a ales să nu mai pună preț pe obiecte materiale de lux, păstrând doar bijuterii cu semnificație emoțională și personală. Aceasta reprezintă o atitudine matură și reflectată, punând accentul pe valoarea simbolică și afectivă, mai degrabă decât pe cea materială.